Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 30 octombrie 2020. Hrana sănătoasă pentru minte. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Romani 12, versetul 2. Hrana pe care o consumăm ne determină performanța. De aceea trebuie să avem grijă ce mâncăm și ce le dăm de mâncare copiilor noștri, animalelor de companie și chiar mașinii pe care o avem. Dar în egală măsură, hrana este importantă pentru minte, mai ales dacă luăm în considerare aceste două legi care operează în viața noastră. Întâi, legea cunoașterii. Gândurile ne influențează emoțiile și comportamentul. Biblia ne vorbește despre unul care își face socotelile în suflet, în Proverbele 23, versetul 7. Domnul Iisus a spus că un pom bun nu poate face fructe rele și un pom rău nu poate produce roduri bune. Vezi Matei 7, versetul 18. Cu alte cuvinte, gândirea bună nu poate produce rezultate rele. La fel cum o gândire greșită nu poate produce rezultate bune. O a doua lege de care trebuie să ținem seama, legea expunerii. Biblia spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Să ne gândim întotdeauna la ce fel de lucruri suntem cel mai mult expuși. Și pentru că violența, pofta și lăcomia sunt omniprezente în mass media, nu este de mirare faptul că uciderile și imoralitatea sunt în creștere. Nu putem spune doar, citesc această revistă, mă uit la această emisiune, ascult această muzică, dar nu mă vor afecta. Sociologia și psihologia ne confirmă ceea ce Dumnezeu a spus de la început. Ne afectează. Unde mergem, ce citim sau nu citim, la ce ne uităm și chiar dorințele pe care le întreținem, toate acestea ne modelează gândirea. Apostolul Pavel a scris în Coloseni 3, versetul 16, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Așadar, când avem nevoie de hrană potrivită pentru minte, să ne aducem aminte de acest verset din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 32. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.